Inundații de proporții în Europa, zone din Franța și Germania se confruntă cu averse puternice și creșteri ale nivelului de ape. Unele străzi au devenit impracticabile, iar o parte din locuitorii regiunilor afectate au fost evacuați. În Anglia, inundațiile sunt consecințele furtunii Hank. O persoană a decedat după ce peste mașina acesteia a căzut un copac. Vânturi puternice, ploi abundente, trenuri anulate și mii de locuințe fără curent electric. Zone din sudul Marii Britanii au fost lovite de furtuna Hank. Poliția a anunțat moartea unui șofer după ce un copac a căzut peste mașina lui. Câteva sute de oameni au primit ordin de evacuare din cauza unui râu care le amenința locuințele. Și meteorologii francezi au anunțat cod portocaliu de ploi abundente și inundații pentru 10 departamente din vestul și nordul țării. Locuitorii orașului Arc sunt evacuați și spun că resimt un efect neplăcut de deja vu, așa cum s-au aflat într-o situație similară în luna noiembrie. On est une deuxième fois victime des inondations suite aux crues. Donc là, on vient tout juste de se faire évacuer par les pompiers. Et on s'en va être logé puisque notre logement est déjà 50 cm sous l'eau et n'est plus habitable pour le moment. On était engagé depuis ce matin 7h30. Donc pour le moment, les évacuations et les mises en sécurité des personnes sont en cours sur la commune d'Arc. Et elles ont débuté depuis 8h ce matin. De mai multe zile și Germania se confruntă cu inundații pe fondul averselor abundente. Wir haben auch schon von der Stadt Oldenburg eine Evakuierungszelle bekommen, dass wir dann zum Gymnasium nach Eversen müssen. Aber ich glaube, bevor wir unseren Betrieb da allein lassen, wir haben ja auch ein paar Pferde zu entsorgen und. Das ist ja nun nicht so einfach. În multe locuri, precipitațiile excesive au sporit riscul ca digurile să devină instabile.